Asta a făcut un tânăr din municipiu mai bine de o jumătate de ceas. Elevul a încercat să demonstreze că legile nu sunt aceleași pentru toată lumea. În urmă cu o zi, câțiva colegi de acestuia au fost sancționați contravențional după ce au aruncat chiștoace în parcul central. Revoltat, tânărul a filat un grup de polițiști locali pentru a demonstra că și aceștia încalcă legile, însă nu îi trage nimeni la răspundere. După ce a fost prins în flagrant, polițistul local a fost denunțat la 112. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție, aplicând un avertisment scris pe numele colegului său. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la faptul că în zona parcului central un polițist local ar fi aruncat un rezidu pe spațiul verde. În urma celor constatate, acesta a fost sancționat cu avertisment scris conform legii 61/1991. La sosirea echipajului de polițiști, tinerii le-au arătat chiștoacele de lângă scaunele din piatră care aveau aceeași marcă cu pachetul de țigări pe care polițistul local a fost pus să-l scoată din buzunar.